Accidentul s-a petrecut în localitatea Pahida, iar impactul extrem de violent a fost surprins de camerele de supraveghere. În imagini se vede cum bărbatul merge spre șine și este izbit. La trecerea la nivel cu calea ferată funcționează semnalele luminoase și acustice, dar bărbatul nu s-a oprit. Localnicii spun că omul în vârstă de 60 de ani lucra cazilier și cel mai probabil se îndrepta spre casă obosit după o zi de muncă.